Buhalnița, unul din frumoasele sate de la poalele muntelui Ceahlău. Oamenii de aici, gospodari, dar și credincioși, împletesc rugăciunea cu munca. Una din preocupările de bază a localnicilor este creșterea animalelor, majoritatea ovine. Moșu Onciucanu se ocupă de creșterea animalelor din tinerețe. Are 4 copii, dintre care 2 sunt plecați în Australia, copiii pe care i-a și vizitat alături de soția sa. Moșu Onciucanu, spuneți-mi, vă rog, de când vă ocupați cu creșterea animalelor? De când eram mic, eram de 7 ani și aveam grijă de vaci, de oi și apoi vara. Nu era ca acum recoltă și trebuia să-mi duce la muncă, copiii trebuia de 7-8 ani trebuia să facem treaba. Ziceam la sână și acolo deșeam și eu acasă la familie, la cea, că eram 6 frați. Trebuia să le aduc, eram mai mari, să le aduc hrană. Așa era atunci timpurile. Nu era ca acum, nu era ulei, nu era zahăr, nu era nimica. Mâncam de post. Spuneți-mi câteva cuvinte despre perioadele oieritului, că știu că v-ați ocupat în special de oierit, de creșterea oilor. Da. Iarna cu fân, vara la iarbă, ce vrei să faci? Dacă așa era atunci, nu era ca acum. Dacă nu munceai nimic, nu aveai cu și trei. Primăvara mergem cu ei, le avem grijă de mei, și apoi vara le dăm la stână, toamna le aducem iar de vale și le păzim tot noi. Nu avem ce face, că asta e treaba. Care este motivul pentru care dumneavoastră continuați să munciți așa și să îngrijiți de animalele acestea? Că altceva nu putem face. Nu era școli ca acum să învețe copii, facultate sau ceva. Trebuia să muncim, să ținem animale, pământul să-l recoltăm, fân, porumb, ne duceam la câmp, aveam arățură pe șes. Acum nu-i ca atunci. Vă rog acum, vă rog să-mi cântați un cântec de la stână, un cântec pe care îl cântă de obicei oierii la stână. Munte, munte, braț tufor, maia pleacă vârful jos, maia pleacă vârful jos. De creșterea copiilor, că cum i-am crescut eu? Eu i-am pus la treabă, din Nicul băgam în glori, eram la unii 72 și n-aveam copii. Și eu l-am luat pe Nicu în 72, îl băgam în glot să dea în strungă oile. Știți cum e strungă? Și trageam un cișor din glot, ieșea cisma, rămânea cu ciorul în glot și fata o puneam să mulgă vaca pe lovția. Și mulgea vaca și se ducea pe deal cu cârlane și lua cartea în mână și creonul și scria și învăța cartea cu facultate amândoi. Mirel tot așa am pus la treabă de mic. Unii mă duceam la oi. Trebuia ajutor, nu avea cum să nu pui copii la treabă. Și i-am pus la treabă. Și se trecea mulțumirea lui Dumnezeu că a învățat test 3 facultate. Acum legea spune că se vrea să fac și băui. Să furi bani de la părinți, să iei țigări, să pui minciuni, să facă vrajbe pensat copiii noaptea pe drum, la ora 11-12, copiii pe drum. Nu e bun, domnule, asta. Eu așa am mușit și eu de mic copil, eram, că atunci nu era, era lipsă, că toată fusese în coșintrări, până se termina războiul și nu aveam și de trebuie. Eu eram mai mare și mă duceam și mușeam și pe mulți, pe puțin, și duceam la cei mai mici, hrană. Așa era atunci. Și pe măiculița mea, care-mi poartă grija mea, care-mi poartă grija mea. Și acum zice că să nu pui copiii la treabă. Eu am muncit de mic, n-am furat, am purtat copiii la școală cu bani de pe munca mea. Și așa că acum ne face să lăsăm copiii și fau fii. Dar nu-i bună legea asta. Și așa se face. Îi văd târziu, la biserică nu vin, nu-i bun, domn. Nu știu cum să crească copiii. Dacă zice că îi strunești, o zic că chiar așează. Așa, s-a auzit? Nu-i bun, domn. De eu copiii i-am pus la treabă. Și-o făcut treabă și-o învățat și carte și mă ajută și pe mine acum. Le mulțumesc Dumnezeu că mă ajută și pe mine acum, că mi-am ajutat eu pe ei.
Stăm în continuare de vorbă cu doamna Maria Ciucanu, soția lui Moș Ciucanu, care ne va spune câteva cuvinte despre vizita pe care a făcut-o celor doi copii plecați în Australia alături de Moș Ciucanu și de câteva rude de aici din țară. Aveți doi copii plecați în străinătate. Cum a fost când ați fost cu Moș Ciucanu? Oamenii... S-a fost mai înainte. Am înțeles, a fost mai înainte. Au fost cu fustele la piatră. Așa. Și spuneți-mi cum a fost în această călătorie. Veniți practic dintr-un sat de munte cu preocupările de zi cu zi să ajungeți tocmai în Australia schimbând două avioane. Trei avioane. Da. Copiii au vrut să mergem să-i vedem unde locuiesc. Altfel, despre pensia noastră, oricum nu reușeam noi să mergem atât departe. Și dacă n-am putut să refuzăm, trebuia să mergem. În schimb, foarte frumos, mi-a plăcut cum e acolo. Suntem siguri acum cum se prezintă, unde lucrează ei, s-au arătat acolo. E foarte frumos, dar e prea departe. Câte ore ați mers? 22 de ore, în afară de escale. Escalele eu am făcut, încolo n-am fost atentă, dar încoace, din Australia până Dubai 16 ore, din Dubai până la Istanbul 5 ore. Și de la Istanbul până la București o oră. Ce le-ați dus copiilor? N-ai voie să duci nimic. N-ați dus nimic? Nu. N-ai voie să duci nimic decât așa, dacă duci o floare sau o cetin de bradă, a avut cândva la un Crăciun și le trimit pe cineva care a fost. N-avem voie, mâncare n-ai voie să duci, absolut nimic. Să găsești orice, să câștigă bine, dar asta e tot, e prea departe. Cum e dorul față de copii? Bine, acum m-am mai obișnuit, dar prima dată mi-a fost foarte greu. Foarte greu mi-a fost prima dată când au plecat, m-am supărat tare când au plecat, dar ne-am obișnuit până la urmă. Vorbim la telefon și când vorbim la telefon, mai trece dorul, dar zici că vin la vară. Fata nu a fost de 11 ani, n-a fost, că a fost copii. Făcut, ea va mergem în uimă.